Mamă, abia mi se vede mecla de soare, bate soarele, îmi parc cu tractorul pasaj. Lasă bă că și așa mâine și pâine va fi ploi, după aia 5 zile toride și după aia îmi iau, suge, spula, va veni iarna, mă înțeleg. O vorbă de pe stradă o știu toți ai mei, cele mai multe târfe nu-s femei, se spune în cartier, o spun băieții mei. Cele mai multe târfe nu-s femei, hei, hei, ai aflat și tu, nu e loc lângă mine, lângă mine, nu sunt doar cu ei, cu pizda mătii. Au, ca vine tu. Mă faci nou ca o ta zice tu, mă faci nou, dacă mă vezi te cam înflesc, ca vine tu. Ceva de gen. Ce să mai zicem? Cenzurezi anumite cuvinte. Le-ai folosit până să fii părinte. Mi se pare cea mai tare rimă a tuturor timpurilor. Ceva adevărat. Repări adevărat au fost, nu? Ca căcat Montana, Hanks, căcatul Hanks, toți acum creator de content, rapper și pula mea. Montana, de la un personaj, Tony Montana, interpretat de Al Pacino în Scarface, a făcut actor la un rol magnific și au început toți frerii, toți sunt Montana, ăsta e Montana, ăla e Claudiu Montana, alt țigan mare, trimitor de dălea de 15 ani la produs în Spania, toți sunt interlop de ăștia care răpesc minore. Nici pot numi clanuri, bă, căcatul ăsta din România asta, niște clanuri de boscheți care fură minore, deci pedofici le vânde pe dincolo. Mamă, ce clanul, samba, pula. Să ia cartea Cosa Nostra, să ia la mafios, să vadă pula mea, să vadă, sau la Columbine, să vadă cine pula mea a făcut așa ceva. În niciun caz mafioți adevărați care au făcut lovele grele, nu, care aveau relații, bă, cu dăie, cu politică, nu cu caracar și cu pula în pizdă. Ai ce niște jeguri, niște... Bă, ăștia nici interlom nu-i poți numi, numești caca, maca, faca, maca. Eu pula mea, un blac cu negri în state cu căcași și vine ăștia în pula mea. Mi-a fost mie târșeală să trec cu pistolul din America în România, că mă descoperau că n-aveam cum, că e aeroportul american, dar... Dă mie, mă duc și să-mi bag pula de nu, că fac eu rost de pistol. Îmi fac rost de pistol. Și atunci să vine în fața mea cel mai mare căcat ăsta din România, care se crede cel mai mare, și eu îl împuși direct în cap. Fac puș, dar îl împuși direct în cap. Și nu mă duc, până mă duc la pușcărie, alerg tot aia, dar nu că îl împuși fără martor, cum știu eu. Ca să fie caz nerezolvat, ca să-i împuși pe toți. Mă înțelegi? Și când mă duc la prânaie, să nu mai aibă cine să mă fută în cur, că i-am omorât pe toți. Și nu mai are cum să sară 50 pe mine să mă violeze, știi? Că numai așa se poate viola, că n-are cum. Nici unul pe unul, nici doi pe unul n-are cum, că unul trebuie să țină la se zbate, că nu e prost, ce dracu. Ca să violez pe unul, trebuie 10 pe unul, deci aia care violează sunt 10 pe unul, prânaie. Deci ăla care e violat, eu zic că e așa, și ăia care violează 10 în șponul, eu zic că e azlăchioși. Așa că hai, pași, la revedere!